La domul central din cimitirul eroilor, instituția prefectului și garnizoana Buzău au organizat manifestări prilejuite de Ziua Eroilor. Evenimentele prilejuite de Ziua Eroilor au debutat prin intonarea imnului național al României, urmat de oficierea serviciului religios, la care au participat președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și a ministrului culturii Lucian Romașcanu. Doamnelor și domnilor, nu cred că există cuvinte, termeni sau expresii care să descrie în toată dimensiunea sa semnificația actelor de eroism ale celor care se odihnesc în acest loc încărcat de atât de multe istorie. Deci, orice a spune aici ar fi tot prea puțin față de ceea ce le datorăm eroilor noștri. Aș vrea doar să vă spun că un popor devine o națiune atunci când ajunge să aibă propria conștiință istorică. Iar noi suntem azi o națiune unită, pentru că avem o istorie măreață. O istorie care a fost scrisă de eroii noștri, pe care îi onorăm astăzi aici, în cel mai mare cimitir al eroilor din România, care este și unul dintre cele mai mari din Europa. Astăzi suntem aici pentru a comemora pe cei care și-au dat viața pentru ca noi să trăim liberi și prosperi. Suntem, cred, în timpul celei mai lungi perioade de pace și prosperitate pe care a avut-o România vreodată, iar acest lucru se datorează în mare parte eroilor noștri. Trăim vremuri complicate în care, din când în când, ne pierdem reperele, ne pierdem valorile, ne pierdem modelele și vin zile ca acestea când ni se aduc în memorie oameni cu adevărat speciali. Nu cred că există moarte mai demnă, mai onorantă decât moartea pentru patrie pe câmpul de luptă. Le datorăm totul, ne înclinăm în fața lor, ne rugăm pentru înțelepciunea conducătorilor, pentru ca să trăim în pace și să nu fie nevoie de sacrificiul nostru suprem, dar în caz că e nevoie să fim pregătiți pentru el. Dumnezeu să-i odihnească pe ei. Alocuțiunile au fost urmate de intonarea de către muzica militară a imnului eroilor, pe fondul căruia au fost depuse coroane și gerbe de flori și defilarea gărzii de onoare. Ziua Eroilor, marcată în acea zi în care creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului, are ca scop comemorarea și omagierea eroilor și veteranilor români care s-au sacrificat în timpul războaielor și acțiunilor militare, precum și a celor care au participat la lupta pentru libertatea țării.